SCM Universitatea Pitești a avut foarte multe meciuri amicale tari în această vară, inclusiv în compania unor echipe de Liga Națională. Handbalistele pregătite de Neagu și Mihăilă s-au prezentat destul de bine la turneul desfășurat la Vâlcea. Un turneu destul de util, am întâlnit adversari puternici, două echipe din primul eșalon valoric și Știința București, o echipă cu reale pretenții pentru promovare, care activează în eșalonul secund din seria cealaltă, dar considerăm jocuri destul de utile pentru noi și în care am utilizat absolut toate componentele lotului pe care le-am deplasat acolo. Echipa de handbal a Piteștiului organizează un turneu amical, meciurile urmând să se dispute vineri și sâmbătă la sala de sport a Universității Pitești. De data aceasta vom întâlni adversarii din aceeași categorie, numai echipe din eșalonul 2 valoric. Mă refer aici la Handbal Club Municipal Buzău, la școala 181 și la Handbal Club Municipal Slatina. Echipe partenere, să spunem așa, de întrecere și care toate în campionatul precedent au terminat în primele 4 locuri în cele două serii ale diviziei A. Considerăm că este o evaluare corectă a nivelului la care ne găsim la acest moment. Divizia A la handbal feminin, sezonul 2014-2015, va începe peste aproximativ o lună de zile.